Vă spun un bun venit în locașul de închinare al Dumnezeu și ce frumos când pașii noștri la început de sabat ni se opresc în curțile Domnului. În numele Domnului Iisus vă invit să deschidem școala de sabat prin imnul 626. La oaltă ne-am strâns. Doamne Iisuse, îți mulțumim că suntem în locașul Tău. Îți mulțumim că suntem bine și că putem să ne închinăm Ție. Îți mulțumim pentru sabat și pentru că Tu vrei să fim uniți și ne înveți și ne povățuiești în fiecare zi. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău pe care Te rugăm să îl faci să ajungă în inimile noastre. Îți mulțumim pentru că ai fost cu noi un an și pe mai departe Te rugăm, Doamne, ca în anul ce am intrat să presari Tu armonie, dragoste, pace, credință și nădejde în Tine. Pentru toate îți mulțumim în numele Lui Iisus. Amin. Pacea Domnului! Devoționalul din această dimineață se intitulează Să fie. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Poate am citit aceste cuvinte și ne-am gândit ce bine ar fi să fie așa. A încercat cu seriozitate să scap de vorbirea de rău împreună cu rădăcina de amărăciune, care izvorăște din aceasta. Și nu ai reușit, pentru că limba niciun om nu o poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de o travă de moarte. Iacov 3,8. Următorul îndemn divin ne spune: nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci, în smerire, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Și asemănător cu acest îndemn este sfatul: stăruiți în dragostea frățească. Evrei 13 cu versetul 1. Ce stare binecuvântată a minții trebuie să fie aceasta. Și cerul ar fi atunci pe pământ dacă ar exista o astfel de stare a lucrurilor, chiar între cei care mărturisesc numele lui Hristos. Totuși, cât de mulți dintre cei care și-au propus acest ideal binecuvântat s-au surprins întrebându-se cum se poate ajunge la el. Cel care este pământesc, vândut rob păcatului, este obligat să spună: cei drept am voința să fac binele, dar nu am puterea să-l fac. Roman 7,18. Dumnezeu este bun și drept. El nu este un tiran și El nu pune înaintea ta sarcini fără să-ți arate calea prin care să le poți îndeplini. El nu numai că-ți arată calea, ci îți oferă și puterea. Dificultatea apare din felul în care citim poruncile și îndemnurile Lui. Să citim încă un verset și să vedem dacă acesta nu începe să ne sugereze o ieșire din dificultate. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Coloseni 3,15.
Cu siguranță, nu poți controla pacea lui Dumnezeu. Tu nu o poți fabrica și să-ți o pui în inimă. Nu. Numai Dumnezeu poate oferi pacea. Și El a făcut aceasta. Iisus a spus, vă las pacea, vă dau pacea mea. Ioan 14,27. Eu voi asculta ce zice Domnul Dumnezeu, căci El vorbește de pace poporului Său și iubiților Lui. Faptul că numai Dumnezeu poate pune pacea Lui în inima ta și să o facă să domnească acolo, ar trebui să-ți arate că El este Cel care îți va îndeplini toate celelalte sfaturi în tine. Din nou citim cuvântul lui Hristos să lăcuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea, Coloseni 3,16. Aceasta, împreună cu textul precedent, ne spune întregul secret. Prin cuvântul lui Dumnezeu vor fi împlinite aceste lucruri. Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Zaharia 4,6. Cuvântul Domnului care pune înaintea noastră aceste deprinderi de dorit în gândire și vorbire este mijlocul prin care ele sunt îndeplinite. Ce poate face cuvântul Domnului? Să citim Psalmi 33,6-9. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. Căci El zice și se face. Poruncește și ce poruncește ia ființă. Și acesta este cuvântul la care a fost propovăduit prin Evanghelie. 1 Petru 1,25. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire pentru toți care cred. Iar puterea Lui este văzută în creație. De aceea, puterea prin care poruncile și îndemnurile Duhului Sfânt trebuie îndeplinite în tine este puterea prin care au fost făcute cerurile și pământul. Să ne întoarcem la simila relatarea creațiunii. Dumnezeu a spus să fie lumină. Apoi Dumnezeu a spus să se strângă la un loc apele de desubtul cerului și să se arate uscatul. Și așa a fost. Dumnezeu a spus să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânță, pom roditori, care să facă rod după soiul lor și să aibă în ei sămânța lor pe pământ. Și așa a fost. Și aceasta se continuă prin întreaga relatare a creațiunii. Întunericul nu avea puterea în el însuși să aducă lumină. Apele nu se puteau aduna prin ele însele împreună la un singur loc. Pământul nu putea face un efort extraordinar și să facă să apară pomi încărcați cu fructe. Cu atât mai puțin nu putea soarele, luna și stelele să se creeze pe ele însele. Ceea ce nu exista, nu se putea aduce pe sine la existență. Dar la cuvântul lui Dumnezeu, care a spus să fie, totul a venit la existență. Cuvintele să fie purtau în ele puterea de a fi. Lucrul creat era în cuvântul care l-a creat. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Efeseni 2,10. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voință și înfăptuire. Filipeni 2,13. Trebuie să ne aducem aminte că poruncile pe care le-am citit la început nu sunt poruncile unei persoane, ci ele sunt cuvintele lui Dumnezeu pentru mine și pentru dumneavoastră. Cel care a spus la început să fie lumină și să dea pământul verdeață, ne spune și nouă, orice amărăciune, orice iuțeală, să piară din mijlocul vostru. Exact cum s-au împlinit primele, la fel se vor împlini și celelalte. Căci după cum pământul face să răsare lăstarului și după cum o grădină face să încolțească semănăturile ei, așa va face Domnul Dumnezeu să răsară mântuirea și lauda în fața tuturor neamurilor. Isaia 61,11. De aceea, când citim îndemnurile de a îndepărta de la tine unele lucruri rele și de a lăsa unele calități să apară, nu trebuie să le privești ca porunci adresate ție, ca tu să le îndepărtezi din viața ta, ci ca mijlocul prin care lucrul acesta trebuie îndeplinit. Puterea lui Dumnezeu de a crea este tot atât de mare acum, cum a fost întotdeauna. Cel care la început a făcut ca pământul să aducă rod și care a creat un om desăvârșit din țărâna pământului, poate lua aceste vase de lut și să le facă spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în preaiubitul Lui. Noi trebuie să ne obișnim atât de mult cu faptul că Dumnezeu este Creator, încât atunci când El spune să se facă acest lucru, noi să răspundem imediat și mereu, amin. Chiar așa să se facă, Doamne Iisuse. Și astfel va fi creată inima nouă din care vor veni gânduri și cuvinte care sunt plăcute înaintea Lui. Vă invit să ne rugăm pe grupe câte 2-3 pentru acest lucru. Rugăciuni scurte, cum ne inspiră Duhul Sfânt.